școala pentru fotbal și mică. Aș veți învăța magia fotbalului și... Băi, deci nu pot, brate, deci nu pot. Voi vă aflați aici pentru că ați fost dați afară de la școală. Iar eu mă aflu aici pentru că am fost dat afară de la CSE. Nu știu cum, dar toată lumea mă crede un antrenor foarte bun. Care dintre voi rataților îmi poate spune cel mai important lucru la fotbal? Tu m-a... Să băgăm mine în poară. O bag eu, mă! Tu? Eu? Ești mai prost de la noapte. Rezistență. Foarte prost. Șuturi bune la poartă. Mai prost ca... Fair play! Fair play! Fair cum? Fair play! No! Băi, deci, cel mai important lucru la fotbal este cum să simulezi. Nu! Bă, ce înseamnă asta, băi? Băi, frate, ce înseamnă? Dă-mi cu amintea să-ți arăt cum faci. Ce-o pasă, nu știu, n-ai dat cu Hai mă. Băi, deci fiți atenți, când intrați la el, nu-i neapărat să vă loviți. Vă țineți de unde, în ghilimele, v-ați lovit și țipați ca o fetiță. Și vă învârtiți dacă e cazul din 9 sau de 13 ori. Poate scoate și un galben. Hai să vedem, hai la treabă. Bun, acum trecem la apărare. Ce trebuie să țintești când te aperi? Mingea! Prost, ca de obicei. Nu, trebuie să țintești piciorul. Dacă ai țintit piciorul, după poți să iei și mingea după ce l-ai rupt în gură pe ăla, nu? Da! Băi, stai. Uite, uite pe la mingea. Dai și un cap în gură, să-l liniștești, mă! Așa, hai! Hai, stă, ia! Deci, îmi puteți spune scopul principal la fotbalul? Marș la gol! Marș, doar acasă, doar! Scopul principal al fotbalului este, odată ce ai dat gol, tragi de timp. Atunci când ai dat gol, încerci să tragi cât mai mult de timp. Orice minut furat înseamnă minut în care nu ți-ai luat gol, nu? Da, mă! Da! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.